Florin Câțu spune că îi înțelege pe românii care protestează, doar că ar putea să protesteze fără să încalce regulile, spune premierul. Însă tot Câțu adaugă că nu înțelege cum pot politicienii să folosească pandemia drept pretext pentru incitare la ură și la violență. Un singur lucru cer de la cetățenii României. Toți să respectăm legea. Putem să protestăm, puteți să opinii împotriva mea, împotriva a ceea ce fac, dar să respectăm legea. Atât. În rest, protestele sau manifestările publice fac parte dintr-o democrație puternică, democrație consolidată. Eu înțeleg dreptul de a avea o opinie diferită, dar cu respectarea legii. Și autoritățile sunt acolo pentru a aplica legea de fiecare dată și asta voi susține în continuare. Și aici aș vrea să fac și un comentariu, pentru că mă refer și la acel incident și la mai multe lucruri din aceste proteste. Cel mai toxic lucru pe care l-am văzut în această perioadă reprezintă populismul politicienilor. Politicieni, din păcate, unii și de fapt din toate partidele. Nu este momentul să ne facem, să căutăm capital electoral în acest astăzi. Trecem printr-o situație dificilă, iar aceste mesaje populiste, care de multe ori incită la ură și la violență, nu își au sensul astăzi. Deci politicienii pot, avem campanie în 2024, pot să mai aștepte până atunci.